O să-l rog pe profesorul de muzică, compozitorul și cântărețul Viorel Kovács să înceapă el. Yeah! Yeah! El este, de fapt, și un umorist. A scris nenumărate texte umoristice pentru revistele umoristice. A scris la emisiunea Unda Vesele de la radio, deci este și un literan, nu mai un... Cânti la ăla, da? Bine. La școală stai jos, la catedră sau cum? Uneori, de exemplu, uite, stau jos, dar... Le cânti copilul la clapă, nu? Cam prea mult, prea mult. Uneori le zic că singurul fraier din sectorul 1. Viorel Kovács. Bună seara. Întotdeauna era să încep cu o glumă, cum ai zis tu, știi, că vin din Kiev. Da. Întotdeauna am căutat ceva deosebit, să zic, sau măcar interesant, și reactualizez, mi s-a ivit în cale, să zic, formația mondială, știi, vecinul tău, Mircea Dragan. Și am găsit ceva interesant despre Ion Minulescu, cel care ne-a fascinat în tinerețe. Dânsul cu chitară ar putea să despicuiască, dacă țineți minte, iubire, bibelou de porțelan, obiect cu existența efemeră. Mergând pe filiera asta, am găsit ceva și mai interesant la cel care, să zic, i-a fost mentor acestui formidabil Ion Minulescu. Și atunci să încep cu Paul Verlaine. Paul Verlaine, care a venit într-o perioadă când Franța era bulversată, vorbim de 1880, de procesele intentate lui Baudelaire pentru Florile Răului. Acum când mă uit în trecut, eu le dau dreptate la aristocrat și altele. Au deschis poarta erotismului, pornografiei, au inițiat niște procese scriitorilor, inclusiv Zola și alții. Pe motivul, dacă deschide poarta, nu mai închide. Și avem maneliști, avem Vendeac, nu mă imită pe mine, imită țigani sau alții. Dar vorbind despre acest Paul Verlaine, s-a lansat cu poemele lui Poeții Blestemați, poeme saturniene, oriunde și curând, foarte interesante însă și prin titulatură, și se bănuiește conținutul. În 1871, când s-a născut comunismul, sub numele de Comuna din Paris, la redacția lui primește o poezie superbă care l-a fascinat și îi spune poetului că poate să vină să-l cunoască. Poetul era refugiat prin Belgia, Bruxelles. 6 zile a mers pe jos, a scăpat să-l împuște trupele care au curățat Parisul, pentru că era tânăr. 17 ani avea, se numea Arthur Rimbaud. Și între ei, cum să zic, s-a născut o dragoste la prima vedere. Deși Paul Verlaine era căsătorit, întreținut de mămica lui, și au început vreo 3 ani nebuni pe triunghiul Paris, Bruxelles, Londra. Evident că au negat. Era morala acelor vremi, era contra firii și sau contra naturii. Divorțuri și altele. Când problema care s-a pus atunci, ei erau amândoi doi alcoolici, doi drogați, doi oameni în afara societății. Și ca să se termine, cel care a dat semne de trezire a fost Arthur Rimbaud. Și din calea afară de mâniat, să zic, ca să nu zic că era bad, Paul Verlaine se duce, își cumpără un revolver, 50 de cartușe, se ceartă în hotel, până la urmă, evident, trage 2 focuri, le-a tras cu milă. Pentru că unul s-a dus în tavan, iar al doilea i-a sfărâmat degetul mare de la mâna stângă. Au ieșit în stradă, au continuat scandalul și cu mama. Au ieșit, el s-a dus la gară, Rimbaud, totul să plece, ăsta să nu plece. Așa că au fost arestați, a scos iară revolverul în stradă.
au fost arestați. O scurtez cât mai, deși nu e fermecătoare relatarea. Și în urma procesului, Paul Verlaine este condamnat la 2 ani și câteva luni și amendă. S-a spus, domnule, cam mult pentru un foc de revolver în tavan. Asta a fost. Partea benefică a fost considerată pentru poezie, fiindcă el în pușcărie, în închisoare, n-a mai băut. Și atunci a scos o altă capodoperă și volumul Romanțe fără cuvinte. Și asta mi-a făcut legătura cu Minulescu. Pentru că mai târziu, deci el a continuat. Ca să termin cu ei, celălalt Rimbaud a murit de tânăr, miserie și alte, era un alcoolic. Legătura că acest Ion Minulescu, fermecător al nostru, poet, simbolist, a avut romanțe pentru mai târziu, crezând că nu-l înțeleg fraierii români, deși era foarte ușor de înțeles. A debutat cu el cam la 1910 și din punct de vedere tehnic, să zic, aceste romanțe pentru mai târziu erau, de fapt, un nou gen artistic. Un curent artistic asta înseamnă, o nouă formă de exprimare. Ori era perioada aceasta în care se întrepătrundeau toate curentele artistice, însăși denumirea. Scrii poezie și o numești romanță, pe romanță e muzică. Romanță policromă. Policromă este o pictură. Deci a fost un amestec sau o întrepătrundere, mai bine, mai corect și mai frumos spus. Acest Ion Minulescu, trăit un tip boem, trăit în atmosfera aceasta pariziană, era considerat un capșist. Capșist, adică frecventa capșa. Restaurantul Capșa Literară, evident, avea locul lui, cu lavalieră, un tip dominant, un tip spumos, care întotdeauna avea ceva de spus și bine și la obiect, respectat de toți. Și ca să spicuiesc despre el, când am zis iubire bibelou de porțelan, ca o biografie, el este din Slatina, când scria fetele din Slatina cu ochii căstrachina și eu care le-am iubit cât ai ține flacăra unui chibrit. Deschide ochii ca să taci și deschide gura mii de dragi și lasă-mă să-ți mai sărut, nu gura, ci răspunsul mut. Da, câteva secvențe din formidabilele lui poezii. Am găsit două lucruri extraordinare despre acest Minulescu și dacă mă gândesc la clasa 8-a, unde predau uneori curentele artistice și pomenesc și de el ca simbolismul muzică, dar reamintesc și trioletul, fiindcă el în toate poeziile lui sau în majoritatea lor pomenește de Sfânta Trăime. Eu știu că ai să mă înșel chiar mâine, dar fiindcă azi mi-te dai toată, am să te iert. E vechi păcatul și nu ești prima vinovată. În cinstea ta, cea mai frumoasă fete din care vin, am azi miresme otrăvitoare între pieduri. Adică eu caut acum numai 3-3-3. Deci vino și desprindeți din piaptă, nu de fil, deci părul și înfigeți în priviri minciuna și în caldul buzei adevărul. Da, mai are cu trioletul. A fost refrenul unor triolete cu care au dat un poet din nord pe malurile albului fior, cerșea iubirea blondelor cochete. Da, deci îl pot folosi și așa pe iubitul meu Minulescu. Ce am descoperit cu partea cu capșa? El, fiind un tip foarte apreciat, ca să glumească prietenii lui de atunci, Dumitru Anghel, Arghezi în tinerețea lui, Șteo Iosif și alții, i-au zis, ia fă-ne o poezie acum, plus. Da, ia să-mi cuvânt, eu n-am avut să o învăț. Și i-au dat și o rimă, pe od, od, rima od. A scris o poezie, mie nu mâncă pe aici, în față vers. Deci am spicuit câteva, sper să văd, sau hai să...
și spune așa, frumoasa mea necunoscută cu ochi satanici ca Irod, ah, unde ești însoțitoare? N-ai milă de un biet rapsod, ursit pe lira lui de aur, să-și cânte propriul său prohod, de-a ști că ești romanțioasă, de-a-și cuceri în același mod, fără să mă mai tem ca prostul de ce scrie în penalul cod. Ajung la sfârșit. Și în schimb, eu te-aș juca o noapte să-mi vii gătită în capot, ca să petrecem împreună, cum vine vorba, mai comod. Cine cuvinte cu ochi a găsit? A găsit o 40 și eu am stupit o 10. Am ocelărit poezia. Da. Ce vreau să spun, cum s-a terminat și cu acest formidabil Minulescu, căsătorit cu pictorița, cu Claudia Milian, pentru cine îl apreciază, jos la Cotroceni, pe Bulevardul Marinescu, vis-a-vis de grădina botanică. Acolo, la al doilea bloc, este muzeul. El a locuit la etajul 5, la apartamentul 5, că etajul 2, și ușa în ușă cu el este casa memorială, casa muzeu, prietenul lui Liviu Rebreanu. Amândoi au murit în 44, erau vecini. Și despre asta vreau să pomenesc acum, despre cum am terminat. Rebreanu de moarte naturală. Bietul Minulescu avea o slăbiciune, o fobie, nu știu cum să o spun. Dacă l-amenințai, te lua în serios. Se ferea de om. Intra într-o transă, într-o spasmă, o săptămână. Dacă îi spuneai, mă, te omor, era terminat. Din asta i s-a tras și moartea, deoarece în 44 în aprilie au venit marii criminali, că nu hitleriștii au fost criminali, eu sunt cu ei, da. Pentru mine criminali au fost englezii. Și-au bombardat aerodromul la Băneasa și când a auzit bombele căzând, Minulescu a făcut infarct și a murit la 63 de ani, o coincidență și eu. Am 63, dar nu mă simt ceva mai mic. Nu bombardează nimeni. Deci așa a murit acest Minulescu. Și profit să fac iar o observație. Poate unii dintre noi vom avea vreodată o putere. Nu există niciun monument la ostașii noștri în al doilea război mondial. Deși au murit 400.000 la Stalingrad, 200.000 până în Munții Tatra, în Cehoslovacia. Comuniștii n-au lăsat niciun monument. Ei bine, acești piloți americani care, uite, l-au omorât pe Minulescu, au două. Unul e vis-a-vis de vila unde are acum palatul Gigi Becali. Gigi Becali e fostul al Auschwitz și alături unde e acum PDL-ul, cu Ana Elena, înainte era palatul lui Elena Lupescu. Și dedesubt era un tunel. Carol al II-lea juca poker cu Auschwitz. Și la miezul nopții, pe dedesubt, se ducea la Elena Lupescu. Probabil de-aia e pușcărie Gigi Becali. S-a dus pe dedesubt la Elena Udrea. Ei bine, peste drum, vis-a-vis, este un monument dedicat piloților americani. Care, ce treabă aveai tu să bubăi Bucureștiul? La fel, dincolo de Cernica, iar este unul ăsta. La mine, la Pitești, mama, ce mi-a zis de bombardamente americane și altele, pentru că ei fugeau când venea aviația germană, ei fugeau de la Ploiești, că bombardau și aruncau bombele unde se întâmpla, unde se nimerea. Ei urma până la, în Italia, la Catania, unde aveau bază. Deci, asta este cu ce vreau să vă spun, de fapt, despre Ion Minulescu, marele nostru poet și pe care toți îl iubim. Mulțumesc, Viorel! Mulțumesc foarte mult!